Debutul meciului a fost catastrofal pentru tricolori, oaspeții marcând în minutul 8 prin Eduardo Vargas cu șut de la 17 metri fără replică pentru Pantilimon. Prima ocazie a echipei noastre a venit în minutul 13, când Andone a reluat din voleu puțin pe lângă poartă la lovitura liberă a lui Stanciu. Apărarea noastră a fost surprinsă din nou în minutul 18, când Leonardo Valencia, nemarcat, a șutat din unghi pe sub Pantilimon. Tricolorii au avut o mare șansă de gol în minutul 20, dar Hanca a tras cu stângul din poziție ideală și portarul Herrera a deviat în corner. Tricolorii au reușit apoi să înscrie prin Stancu în minutul 31, vârful a transformat în vinclu o lovitură liberă de la 45 de metri. Oaspeții au rămas în 10 în minutul 33, când Medel l-a lovit fără minge pe Andone după o șicană a acestuia. Prima repriză s-a încheiat cu o nouă oportunitate pentru echipa noastră, însă Stancu a reluat cu capul pe lângă țintă la centrarea lui Benzar. Egalarea a venit în minutul 60 la capătul unei execuții de excepție a lui Stanciu cu șut de la 20 de metri, care a lovit bara și a intrat în plasă. Deși au mai avut acțiuni ofensive, oaspeții nu au mai contat în atac, tricolorii zburdând pe teren. După câteva ocazii mari ratate de Ivan și Grozav, Băluță, care a intrat cu numărul 13 pe tricou, a marcat la debutul său la națională într-o zi de 13 iunie, reluând în plasă mingea respinsă de portar la șutul lui Stanciu de la circa 30 de metri. România a învins Chile, câștigătoarea Copei America, cu 3-2, fiind a doua victorie a selecționerului german Christoph Daum în 8 meciuri. Următorul meci al tricolorilor va avea loc pe 1 septembrie la București cu Armenia, în preliminariile Cupei Mondiale 2018. Chile va participa de sâmbătă la Cupa Confederațiilor din Rusia, unde va întâlni pe rând Camerun, Germania și Australia.